Comuna Gorjeană Runcu va găzdui în perioada 26-28 iulie cea de-a treia ediție a concursului de off-road. Astăzi a fost debutul evenimentului. La concurs vor participa autovehicule care sunt special construite pentru traseele montane. La concurs sunt așteptați peste 60 de piloți care vor străbate traseele din zona comunei Runcu. Desfășurarea acestei competiții în localitatea Gorjeană Runcu a devenit o tradiție, fiind pentru a treia oară când acest concurs va avea loc în județul Gorj. Un drum județean va fi închis timp de câteva ore. Este vorba de drumul județean 670 și 2C pe tronsonul de la intrarea în cheile Sohodolului până în punctul Gârla Oii, care a fost închis și astăzi, 26 iulie, între orele 9 și 13. Același drum va fi închis și mâine pe tronsonul de la intrarea în cheile Sohodolului până în punctul Mogoș, între orele 9 și 11. Competiția va lua sfârșit duminică 28 iulie, atunci când va avea loc premierea.